La inițiativa Facultății de Istorie, Filozofie și Teologie a Universității Dunărea de Jos din Galați, a Garnizoanei Galați și a Asociației Culturale Tomis, filiala Galați, curtea interioară a campusului științei a fost transformată într-un spațiu în care Ziua Armatei Române 2023 a fost marcată într-o manieră interactivă în care s-au regăsit deopotrivă tradiția istorică și formele moderne care definesc în prezent activitatea militară. Pentru noi, Facultatea de Istorie, Filozofie și Teologie, acest eveniment este și mai important pentru că aici pregătim specialiști în istorie, în relații internaționale, lucru extraordinar de important în condițiile geopolitice actuale. În câmpul de operațiuni al mediului universitar s-au aflat militarii de la cele două mari unități reprezentative pentru Galați, respectiv Batalionul 300 Infanterie Mecanizată Sfântul Andrei și Batalionul 284 Tancuri cu Zavodă. Astăzi este ziua noastră, mă bucur că sunt între voi, mă bucur că avem toate vârstele și mă bucur că zâmbiți cu toții. Mulțumesc pentru invitație și la mulți ani Armata României! Fie că a fost vorba de dronele militare de recunoaștere și supraveghere, de sistemele de ochire și vedere pe timp de noapte sau de sistemele de rachete antitank, asaltul publicului, studenți, dar și foarte mulți elevi, la standurile de prezentare a tehnicii de luptă, a fost unul care dovedește că interesul pentru tradiția militară este una cu rădăcini trainice la Galați. Aici avem o aeronavă, se numește Raven. O folosim pentru culegere de date și informații din teren. Putem să o folosim și la dezastre naturale, incendii, inundații, pentru a căuta posibile victime, spunem așa. Are, ca și greutate, are 2 kg. Putem să o pilotăm până la maxim 10 km. Aceasta este antena. Se operează cu 2 operatori. Unul pilotează în permanență avionul, celălalt urmărește de pe laptop. Unde avem harta și știm exact unde se află aeronava. Vizitatorii s-au putut familiariza și cu tehnicile de supraviețuire, precum cele folosite în condiții de izolare de cercetari sau lunetiști. Aici avem diferite tipuri de focuri, dar și adăposturi, bineînțeles, și capcane. Câteva, un exemplu de capcane. Putem să le folosim când suntem într-o zonă unde nu este civilizație. Și adăposturile, bineînțeles, în funcție de zona în care suntem. Este un copac căzut, putem să punem niște frunze de la brazi, crengile brazilor. Aici avem și un foc care ne ajută să preparăm mâncarea pe care o vom, bineînțeles, cu ajutorul capcanelor, o vom lua tot din natură. Grație unor elemente de reconstituire istorică, putem spune că la evenimentul din campusul științei, Armata Română a fost reprezentată în timp și spațiu de la simplul soldat infanterist la generalul de armată. Am venit în a reprezenta tradiția militară a poporului român, respectiv am venit 6 camarazi din Asociația Culturală Tomis, filiala Galați, și în cele 6 uniforme vom reprezenta primul război mondial și al doilea război mondial prin uniforme specifice militare. Dat fiind entuziasmul celor veniți în campusul științei pentru a se familiariza cu viața de soldat, nu este exclus ca printre vizitatorii de azi să se numere și militarii de mâine. Cert este că pasiune și dragoste de țară la Galați există din plin.